Astăzi vom propune domnului prim-ministru și președintelui țării o parte din colegii noștri care să preia niște portofolii din guvern importante care vor asigura punerea în aplicare a acestor declarații pe care le-am făcut împreună cu doamna președinte Greceanu astăzi. Este vorba de doamna Cristina Lesnic. Va fi propusă la funcție de vicepreședinte pentru reintegrarea țării, viceprim-ministru pentru reintegrarea țării. Este vorba de domnul Alexandru Pânzari, care va fi propus la funcție de ministru al apărării. Este vorba de Igor Șarov, care va fi propus la funcție de ministru al educației, culturii și cercetării. De asemenea, colegul nostru Oleg Țulea, care va fi propus în fruntea Ministerului de Externe și Integrării Europene, dar și domnul Sergiu Railean, care va fi propus la funcție de ministru al Economiei și Infrastructurii. Avem toată încrederea că acești colegi doar vor fortifica garnitura guvernamentală și oamenii curând vor vedea rezultate concrete și acțiuni concrete. Și eu vă asigur că Partidul Democrat se va ține de cuvânt, așa cum am spus și la început, că vom asigura pe toate aceste dimensiuni și domenii de responsabilitate progres.